găsit! Sunt Iuliana Dumbrava și vă prezint știrile Playtech. Începem astăzi discuția cu o descoperire care ar putea revoluționa internetul. Un grup de cercetători a reușit în cadrul unui experiment să ajungă la o viteză amețitoare de transmisie a datelor folosind un singur laser și un chip optic. Volumul informațiilor transmise a ajuns la aproape dublul traficului total actual de internet înregistrat pe secundă. Așadar, 1,8 petabits pe secundă au fost transmiși cu ajutorul acestui chip personalizat, care poate folosi lumina de la un singur laser infraroșu. El creează un spectru curcubeu de mai multe culori, adică mai multe frecvențe. Imaginați-vă acum ce ar însemna această descoperire în lumea comunicațiilor. Cercetătorii spun că această soluție ar putea înlocui sute de mii de lasere amplasate pe internet, hub-uri și centre de date care toate consumă energie și generează căldură. Săptămâna trecută, Elon Musk cumpăra Twitter și concedia conducerea, săptămâna aceasta are alte planuri. După ce a cumpărat platforma Twitter, Elon Musk a început să taie în carne vie și a concediat CEO-ul companiei, dar și Consiliul de Directori. Acum nu vă gândiți că gigantul a rămas fără conducere. Mogulul s-a autoproclamat CEO al platformei și a început șirul de schimbări. Mai întâi a introdus un abonament de 8 euro pe lună pentru cei care dețin bifa albastră. În felul acesta, conturile vor primi mai puțină publicitate și vor putea posta mesaje și filmulețe mai lungi. Totuși, multe vedete de la Hollywood s-au retras de pe platformă și spun că Elon Musk va duce afacerea la dezastru. Alți specialiști au comentat că el a cumpărat gigantul din dorința de a controla masele. Deși piața de criptomonede este jos, acestea vor constitui viitorul. Piața cripto a scăzut extrem de mult. Este adevărat că unii oameni au pierdut enorm din cauza acestor oscilații bruște. Totuși, specialiștii spun că momentul actual reprezintă doar începutul a ceea ce va însemna piața de criptomonede în viitor. Mai mult, un director al lanțului Walmart, unul dintre cele mai mari din lume, a povestit recent despre cum cripto va deveni o parte importantă a modului în care clienții vor cumpăra în viitor. Totul se va schimba. În această perioadă se vorbește intens și despre NFT-uri, care par să redevină la modă. De exemplu, Reddit a vândut 40.000 de avatare cu prețuri cuprinse între 9 și 99 de dolari. Userii Reddit au creat milioane de portofele cripto, în acest fel s-au încasat 8 milioane de dolari. Xiaomi rezolvă problema bateriilor slabe. Ultimul telefon lansat se încarcă în 10 minute. Cu toții ne plângem de durata de viață scăzută a bateriilor telefoanelor noastre, mai ales după un timp mai lung de utilizare. Iată că Xiaomi vine în atenția publicului cu un device impresionant ce se poate încărca în doar 10 minute 100%. Redmi Note 12 Explorer aduce o încărcare de 210 W. Este cea mai rapidă încărcare de pe orice smartphone din prezent. Tehnologia de încărcare proprie alimentează telefonul la 66% în 5 minute și până la 100% în aproximativ 9 minute. Acest lucru este extrem de relevant în lumea telefoanelor mobile, având în vedere că o încărcare obișnuită poate dura și până la 2 ore. Pământul nu ne mai ajunge, așa că am ajuns să punem reclame pe orbită. Această idee năstrușnică este susținută și de un studiu de fezabilitate care are la bază amplasarea de microsateliți reflectorizanți pe orbita Pământului. Aceștia au rolul de a forma mesaje publicitare temporare vizibile pe distanțe de sute de kilometri. Există și o veste bună în această știre. Sistemul se bazează pe sateliți acoperiți cu materiale puternic reflectorizante, deci automat și pe lumina soarelui. Deci asta arată că reclamele vor funcționa doar la apusul și răsăritul soarelui. Astfel, noaptea va rămâne nepoluată cu reclame pe cer. Bine, cred că este o chestiune de timp până când toată realitatea se va schimba, iar noaptea, în loc de stele, vom vedea reclame la pantofi. Totuși, vreau să vă întreb și pe voi ce părere aveți despre acest proiect. Aștept mesajele voastre în comentarii. Știați că primul programator din lume a fost o femeie?
În 1843, Ada Lovelace din Anglia a scris un algoritm care putea rezolva probleme matematice specifice pentru un computer mecanic. Consemnările ei privind motorul analitic includ ceea ce este recunoscut astăzi ca fiind primul algoritm care urmează să fie procesat de către o mașină. Din acest motiv, ea este considerată primul programator de calculator din lume. Și asta nu este tot. 100 de ani mai târziu, după inventarea primului computer electronic digital din lume, o echipă de 6 femei matematiciene l-au programat manual, creând un limbaj de programare care să îl automatizeze. Atât pentru astăzi, ne vedem săptămâna următoare. Pentru mai multe știri tech, accesați playtech.ro.